la picioare jandarmeriei, pentru manifestărilor. Deci, pentru că iată desfășurarea manifestărilor dedicate Centralului Marii Unii și Zilei Naționale a Unii, inspectorul județenului jandar Avram Neacu este sprijinit în realizarea dispozitivelor de asigurare a ordinii publice cu efective din cadrul grupărilor de jandarmi mobile, Craiova, Constanța, Bacău, Cluj, Târgu Mureș și inclusiv Inspectoratul Jandarmerii Județean Hunedoara. Efectivele sunt suficiente pentru a realiza un climat de ordine și siguranță publică exact cum trebuie, pentru a ne putea bucura de acest moment, din punctul meu de vedere s-au analizat toate informațiile aflate și pe rețelele de socializare. Mă refer la toate acele boicoturi de care spuneați dumneavoastră. Vom încerca să relaționăm cu fiecare în parte. Avem echipe specializate de negociatori, dialog. Toate măsurile legale care se impun se vor aplica. Vreau să subliniez profesionalismul tuturor oamenilor care vor participa. După cum bine știți, la nivelul județului Alba, jandarmeria din cadrul județului a dat dovadă de fiecare dată de un alt profesionalism, de o analiză cât se poate de pertinentă a tuturor informațiilor și de a putea să le canalizăm toate activitățile astea încât să putem să aplicăm legea exact cum trebuie. De fiecare dată am insistat foarte mult colegii mei să insiste pe latura de negociere și dialog. De fiecare dată știți că s-a găsit înțelegere și activitățile au trecut foarte bine. Așa cum spuneți dumneavoastră, pot apărea unele grupuri care vor încerca, dar din punctul meu de vedere consider că sunt români și vin la Alba Iulia pentru a se bucura de acest moment. Din punctul meu de vedere, voi lua absolut toate măsurile legale care se impun, de aceea se va constitui un centru operațional în vederea stabilirii tuturor măsurilor la nivel de Ministerul Afacerilor Interne. Bineînțeles că acest punct de comandă se va desfășura la nivelul municipiului Alba Iulia. Eu sunt comandul acțiunii, eu voi răspunde de absolut orice activitate, de coordonare, de absolut orice. Există sprijin din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei și al Ministerului Afacerilor Interne. Totul este în legătură cu toate activitățile. Au fost precizate de către organizator, noi ne-am adaptat toate dispozitivele, avem efective suficiente ca să putem să acoperim. De fiecare dată chiar recomand cetățeanului orice problemă care consideră că este ne la locul ei să vină să ni se aducă la cunoștință pentru a putea să luăm măsurile legale. Avem sprijin în baza bunei, extraordinar de bune, colaborări cu Inspectoratul de Poliție Județean, Inspectoratul Județean Situații de Urgență, toate structurile Ministerului Afacerilor Interne care participăm la aceste activități de coordonare, suntem implicați de cel puțin o săptămână, aproape zi de zi, cu tot felul de eveniment. Încercăm să ne adaptăm și să ne rezolvăm toate problemele exact cum trebuie. În final, doresc să ne bucurăm cu toții de această zi minunată. Cu certitudine, toată lumea va fi de partea României și le spunem sincer la mulți ani. Mulțumesc!